Salutare, băi fraților, și bine v-am găsit. Să vă prezint și eu câte ceva. Mi-am luat și eu de Black Friday. Probabil vă așteptați să iau drujbe. Da, destule. De astea nu mai trebuie de niciun fel. Era la promoție setul ăsta de la Einhell, compus din filetanta TECD 1840 Li Solo. Adică e varianta fără acumulator, dar ea a venit și cu încărcător și acumulator de 2,5 amperi și cu setul ăsta de biți KWB. Așa. Și la prețul de 250 de lei. Eu am zis că e ok. O am și pe cea de la Steinhaus, funcționează fără probleme, sunt mulțumit de ea, dar mai am doi acumulatori din ăștia, de la ferăstrău pendura de la Einhell. Ăștia sunt cu power exchange, adică sunt interschimbabili acumulatorii și am zis să-i merg pe Einhell. Am mai avut mai de mult de la Einhell, acum vreo 10 ani, ceva de care am fost foarte mulțumit. Bine, probabil nu o să mai găsesc aceeași calitate acum, dar pendular e ok. Avem aici încărcătorul și acumulator de 2,5 amperi și încărcătorul rapid. Zice că în vreo 50 de minute se încarcă. Mai am un încărcător venit odată cu acel ferăstrău pendular, dar nu e nicio problemă că pot încărca doi acumulatori în același timp. Uitați aici încărcătorul rapid. Așa. Avem aici acumulatorul. Cred că are 5-600 de grame, destul de greu. Acumulatorul de... E cam la jumătate puterea. Power exchange de 2,5 amperi. Așa. Și haideți să vedem și să-i pun pe ăștia aici, așa, și să vedem și filetanta. Filetanta are un cuplu de 40 de Newton, 18 V. Angreiajul și la Steinhaus era la fel de metal, cu pinioane, ambreiajul și transmisia. Făcută în China, vă dați și voi seama că e Einhell Germany, dar vă dați și voi seama că sunt făcute în China. Asta nu mai uimește pe nimeni. Eu am zis că e ok la banii ăștia, având în vedere că doar un acumulator costă în jur de 80-90 de lei de asta, plus kit de încărcare, plus mașinărie. Am zis că merită luată. Mai ales că eu mai am acumulatori rămași și îi pot folosi. Uitați aici mașinăria, numai puțin. Da, continuăm. Avem aici filetanta, mandrina de 13 mm, e destul de solidă. Cred că are peste 1,5 kg. Data de producție 2021 01 RO. Făcută în PRC, așa cum v-am spus, adică în China, Popular Republic of China. Mandrina de 13, 0400 prima turație, 0500 a doua. Probabil trebuie să aibă pe undeva și o tăbliță. Să-i prindem. Da, e aici tablița. Unde să-i atașăm acumulatorul. Așa arată ea cu acumulatorul. Nu este brushless, este cu perii. Normal să facă niște scântei. Treapta 1, aici regulatorul de treaptă, regulatorul de cuplu. Regulatorul de cuplu care
E foarte ferm, mandrina foarte faină. E mai solidă decât Steinhaus-ul. Îmi place lucrul ăsta și mai grea. Iarăși îmi place. O să vă măsor și curentul de la acumulatori și la Steinhaus și la asta ca să vedem. Și noi, treapta 2. LED-ul rămâne aprins câteva secunde după ce eliberăm butonul. Viteză variabilă. Frâna electromagnetică. Da, mie îmi place. O să vă testez și curentul la acumulatori. Da, să-i încarc full. Și revin să continuăm cu testele de găurire. Bun, avem aici acumulatorul de la Steinhaus și acumulatorul de la Einhell încărcați adineauri. Să folosim aparatul de măsură. Să vedem. Așa. După cum vedeți, 20,6 V. Îl luăm testa și pe acesta de la Einhell. 20,7 V. Acumulator încărcat. Nou. Nu sunt fake, nu nimic. Mai cumpărase cineva pe YouTube acum, Gabi Fodoras, un fake de DeWalt și acumulatori care trebuiau să aibă 20 de volți în jur de ceva. De genul ăla aveau 12 și aveau mai cântăreau câteva sute de grame, mai puțin decât ăsta. Așa că feriți-vă de fake-uri. Bun. Voltaj ok. Adică curentul ok. Urmează să le testăm. Bun. Avem aici filetanta de la Einhell. O să o testez simplu cu burghiul ăsta de lemn. Pe treapta a doua. Da, s-o dau pe găurire, așa. Bun. Mai dăm una. Op. Dacă nu ții bine de ea, te dă afară. Te răsucești. Hai să vedem și la salcâm. Salcâm bătrân. Mai bine merge pe materialul uscat. Da. Ăla era verde, ăsta e uscat. Da. Merge foarte bine. Hai, încă una. S-o montez și pe cealaltă. Yeah.
Ele sunt niște unelte hobby, nu sunt profesionale. După cum vedeți, amândouă merg bine. Da. Este diferența de putere. Cealaltă, exact așa cum și trebuie, are cuplu mai mare, trage mai bine în lemn. Da. Asta e salcâm uscat. Salcâm uscat. Deci, da, per total sunt eu ok și asta, cu ăsta de 22 și cealaltă. Nu mai vă găuresc în metal sau în alte chestii, că cam asta e treaba, da, de putere. Ele pentru hobby sunt nemaipomenite. Asta a lucrat toată vara, am făcut cu ea acoperișuri, cu căprioreală, cu șuruburi, cu tot. Sute de șuruburi, deci am ce să-i reproșez, adică e foarte bună, dar n-am mai luat Steinhaus din cauza că aveam încă doi acumulatori de ăștia de la pendular. Da, și să meargă cu toții, să ai trei. Ăsta a mai venit închid cu încă unul și sunt trei acumulatori. Le interschimbabil, la pendular, la filetantă și așa că da. E mai ok așa. Bun, cam astea fiind spuse, sănătate și toate cele bune!